După 3 ani și jumătate de dializă, bărbatul a primit un rinichi anul trecut. Totul a decurs bine până acum o săptămână. Atunci a început să aibă simptome de COVID. Medicii din Dorohoi l-au trimis la spital la Iași. Nici acum, după ce a fost testat pozitiv, el nu crede că are COVID. Este, din păcate, o realitate foarte tristă și care ne îngrijorează. Este un pacient foarte tânăr, dar care, din păcate, îl aduce într-o stare foarte gravă în prezent. Medicii spun că acesta este cazul cel mai grav de pacient transplantat și depistat pozitiv cu noul coronavirus din ultima perioadă. Bărbatul de 38 de ani, tata a 2 copii, a declarat cadrelor sanitare că nu crede în existența noului coronavirus și din acest motiv nu s-a vaccinat. Medicii ieșeni spun că bărbatul nu admite că ar fi bolnav nici după ce a fost confirmat pozitiv. Specialiștii ieșeni spun că în cazul pacienților cu transplant de organe, imunizarea este singura formă care reduce semnificativ riscul de deces în caz de infecție. Pacienții cu boli cronice, pacienții cu diabet zaharat, cu boală cronică de rinichi, care iau medicamente imunosupresoare, cum sunt pacienții transplantați, sunt supuși unui risc cam de 10 ori mai mare de a face o formă gravă. În același timp, ideea de vaccinare îi protejează în mod real de a dezvolta o formă gravă a bolii. Vaccinarea împotriva COVID-19 poate fi efectuată înainte de transplant în cazul pacienților aflați pe lista de așteptare sau la 6 luni după intervenție. Numărul cazurilor de COVID din ultimele 24 de ore rămâne ridicat. Aproape 600 de noi infectări au fost înregistrate și 15 decese, iar la ATI sunt peste 180 de pacienți.